Strategia Națională de Sănătate 2022-2030, postată de Ministerul Sănătății pe site la Transparență Decizională, se află în dezbatere publică și propune un nou tip de abordare. Este vorba de abordarea centrată pe cetățean, diferită de ce știam până acum, respectiv abordarea centrată pe pacient, și este diferită fiindcă ia în considerare faptul că cetățenii, înainte să devină pacienți, trebuie să fie informați și împuterniciți în promovarea și protejarea propriei sănătăți, dar și în asigurarea unui mediu de viață de calitate. Sunt multe măsuri noi introduse în strategie care vor avea un impact atât asupra cetățenilor, respectiv pacienților, cât și asupra furnizorilor de servicii de sănătate, dar și asupra profesioniștilor din domeniul medical. L-am invitat pe domnul dr. Adrian Pană, coordonatorul procesului de colaborare și elaborare al acestei strategii naționale de sănătate, una dintre cele mai complexe de până acum, aș spune eu, și aș vrea să vorbim pe acest subiect, dar înainte de a începe și a detalia anumite lucruri din strategie, aș vrea să facem acea radiografie a sistemului sanitar, așa cum este ea de fapt făcută. Să pornim de la momentul T0, ca să spun așa. Care ar fi un top, pe scurt, al celor mai mari probleme cu care se confruntă atât cetățeanul, respectiv pacientul român care are de-a face cu sistemul medical românesc, dar și profesioniștii din sănătate, pentru că au și ei destule probleme, și, bineînțeles, furnizorii care acordă servicii medicale? În primul rând, mulțumesc tare mult pentru invitație. E o plăcere să stăm de vorbă și cred că subiectul ăsta e un subiect nu numai interesant, dar foarte actual. Dacă ar fi să ne gândim unde suntem, pentru că este primul pas pe care ar trebui să-l facă orice strategie, să vadă unde e cu adevărat ca să poată să propună modificări pentru a ajunge într-un alt loc mai bun. Din perspectiva pacientului, eu zic că nu stăm deloc bine. De ce? Pentru că atât dacă ai o boală acută, cât și dacă ai o boală cronică, de obicei, în momentul în care ajungi să ai nevoie de sistemul de sănătate, începi să circuli printr-un labirint. Labirint care poate deveni atât de personalizat încât doi pacienți cu boli identice pot să aibă trasee complet diferite. În speță știm cine e medicul nostru de familie, marea majoritate dintre noi. Dar după medicul de familie se deschid un număr de posibilități, ca să nu zic o multitudine. Noi care locuim la București suntem mult mai norocoși, pentru că la fiecare colț de stradă putem găsi un furnizor de servicii de sănătate. O farmacie, un cabinet medical, un ambulatoriu de specialitate, un UPU, un spital de urgență, un spital universitar. Deci, în principiu, cei care locuiesc în orașe mari au o șansă în plus față de cei care nu locuiesc în aceste orașe. Dacă e să mă gândesc la tatăl meu, care locuiește la 120 de kilometri de București, în sud, și la 20 de kilometri de primul spital județean, de Slobozia, aș putea să spun că are acces la medicul de familie din comună, dar pentru orice altă problemă de sănătate, el trebuie să meargă fie la Slobozia, fie la București. Și asta n-ar fi, să spunem, o problemă, pentru că, în mod normal, nu ai cum să ai totul la îndemână lângă casa ta. Ceea ce devine problematic de fapt în momentul de față și frustrant pentru pacient este faptul că după ce a ieșit de la medicul de familie nu știe în ce parte să meargă. Și atunci se bazează pe o multitudine de factori. Recomandări ale medicului de familie, recomandări ale familiei, ale prietenilor, lucruri cunoscute, medici pe care îi cunoaște din
alte specialități și din alte locuri, un cerc de cunoștințe care îl pot îndruma către un loc în care să-și rezolve problemele. Cu alte cuvinte, mergem pe relații. E un, cum să spun, e o glumă tristă, dar acesta e modelul de medicină personalizată românească în momentul de față, din păcate. Eu cred că genul ăsta de medicină personalizată a salvat foarte multe vieți, pentru că în condițiile în care sună o persoană care știe să te îndrume, să faciliteze ajungerea ta într-un loc, mai ales când ai o problemă gravă, un cancer, un diabet complicat, un accident vascular cerebral, diferența poate constitui diferența între viață și moarte. Dar pentru cei care nu avem neapărat o afecțiune care ne omoară imediat, ci avem o afecțiune care ne produce dizabilitate, deci ne scade din calitatea vieții și ne face mai dependenți de alții, e și mai dureros, pentru că atunci începem să mergem din specialist în specialist. Din păcate, sistemul de asigurări sociale de sănătate nu ne ajută în partea de ambulator și ne forțează cumva să ajungem în spital. Spun asta pentru că, de obicei, lista de analize disponibile, chiar dacă este în pachetul de bază, după primele 3-4 zile, la orice laborator, fondurile se termină, deci programarea poate veni peste una, două, trei luni, pacientul încearcă la diferite laboratoare, nu există un sistem în care măcar să știe care e laboratorul la care ar putea accesa prima dată analizele respective. Intervine iarăși sistemul de relații pe care îl ai sau nu îl ai? Cu sistemul relațional e foarte simplu, pentru că ai dat un telefon, dacă reușești să ajungi la o internare în spital, atunci cumva analizele vin de la sine. În condițiile în care te încăpățânești să rămâi în ambulator sau ești o persoană activă care trebuie să meargă și la muncă și mai are și familie și trebuie să îngrijească și de alte lucruri, disponibilitatea ta ca timp alocat pentru a-ți rezolva acea problemă de sănătate devine destul de limitată. În momentul în care și sistemul spune barieră de care vorbim, adică faptul că nu e disponibil atunci când ai avea nevoie, nu e disponibil decât dacă plătești din buzunar, nu e disponibil decât dacă călătorești până nu știu unde, toate aceste lucruri nu fac decât să crească frustrarea pacientului, un om care e deja bolnav și care e ultimul lucru pe care și l-ar dori. Din păcate, profesioniștii în sănătate sunt atât de aglomerați cu a rezolva problemele pe care le au, încât nu mai înțeleg că pacientul ăsta are nevoie de un pic de ghidare și de empatie. Pentru că, într-adevăr, a venit la tine pentru că are o problemă de sănătate. Și când are o problemă de sănătate, de-abia atunci conștientizează că ceva trebuie făcut. Și poate a venit la tine deja în momentul în care este epuizat, obosit după atâta căutare și într-un stadiu destul de tardiv. Avansat. Așa e. Ăsta ar fi primul obstacol. Deci obstacolul pe care l-am sesizat în momentul de față este încărcarea birocratică de la medicul de familie care nu mai are disponibilitate să discute cu tine și să înțeleagă contextul problemei tale, mai ales dacă nu te vede foarte des. Și după aceea, labirintul dinaintea spitalului, care nu ar trebui să fie un labirint, ci ar trebui să fie un traseu foarte clar. Lipsa asta produce frustrare, oboseală, cheltuială inutilă și întârzierea de multe ori a unui diagnostic care poate face diferența fie între viață și moarte, fie între a trăi cu o dizabilitate pe termen lung sau nu. Deci dacă ar fi să rezumăm ca probleme pentru pacienți, ar fi traseul lung al pacientului și întortocheat. Și necunoscut, întortocheat, fragmentarea lui, pentru că mergi din punct în punct, fără un fir roșu. Faptul că pacientul își poartă singur dosarul medical, care înseamnă un dosar de hârtie, efectiv. Adică întotdeauna pacientul primește încă o hârtie pe care o atașează celorlalte hârtii, încă un CD pe care îl atașează celorlalte CD-uri și există pacienți care atunci când ajung la un medic vin cu un roman foileton în față cu absolut toate lucrurile prin care au trecut. Gândiți-vă că dacă acel medic specialist într-o anume specialitate are 10 minute la dispoziție, să spunem, sau 15 minute să stea de vorbă cu tine,
nu știu dacă alege să te asculte sau alege mai întâi să citească documentația respectivă. Deci, din start, lucrurile aduc o încărcătură birocratică atât pentru medic cât și pentru pacient. După aceea, ajungem la spital. Fie că am fost norocoși, fie că am ajuns la UPU în urgență, fie că am ajuns pe picioarele noastre la spital cu o programare, spitalul e dispus să ne ofere aproape tot ce avem nevoie. Deci spitalul a devenit un fel de mall medical în care putem cumpăra sau putem primi, că la spital de obicei nu cumpărăm, decât dacă mergem într-o clinică eminamente privată, servicii de medicină de familie, servicii preventive, servicii de ambulator, servicii de spitalizare, care e normal să fie furnizate acolo. După care, dacă afecțiunea a fost una acută, în principiu plecăm acasă liniștiți. Dacă s-a diagnosticat o boală cronică și marea majoritate dintre noi, mai ales după o anumită vârstă, suferim de cel puțin o boală cronică, atunci lucrurile se complică, pentru că după spital tu trebuie să rămâi într-un cerc care să-ți monitorizeze boala ta. După spital intrăm într-un alt labirint, care este și mai o nebuloasă și mai mare decât cea de dinaintea spitalului, pentru că nu avem servicii post-spital. Serviciile de reabilitare nu sunt accesibile rapid pentru cei care au nevoie și atunci ne întoarcem acasă și putem lua un singur exemplu. Un pacient care a făcut un accident vascular cerebral nu a ajuns în timp util la spital ca să îi se poată oferi tromboliză, să spunem, sau chiar dacă ar fi ajuns, ar fi avut posibilitatea să ajungă în timp. Locuia la o distanță mult prea mare, care nu putea fi parcursă, să spunem, decât cu elicopterul. Sunt pacienți și din București care nu ajung în primele 3 ore de la diagnosticarea unui accident vascular cerebral sau de când s-a întâmplat să ajungă la un spital care chiar are posibilitatea să-i ofere acest tratament. Și, în principiu, acel pacient, dacă are, să spunem, un accident vascular cerebral mai mare, rămâne cu o dizabilitate care înseamnă de obicei o formă de paralizie. Când ai o formă de paralizie, te întorci acasă și familia e cea care se simte responsabilă și e numai normal să fie așa, să-ți ofere îngrijiri. Statul se declară în imposibilitatea de a-ți oferi acele îngrijiri. Familia de obicei fie sacrifică un membru care rămâne să aibă grijă de persoana dependentă, fie trebuie să angajeze pe cineva. Nu mai este o cheltuială a sistemului de sănătate, dar este o cheltuială a noastră a tuturor, o cheltuială societală, care înseamnă productivitate pierdută, deci persoana respectivă nu mai muncește, dar cel care are grijă de el de asemenea nu mai poate să producă și asta înseamnă în fond și la urma urmei, la capăt, o scădere a PIB-ului, a produsului intern brut, a ceea ce am putea face noi pentru noi înșine. Deci, pacientul, pe lângă faptul că merge într-un sistem care este extrem de dezorganizat și care oferă servicii punctuale și fragmentate, din păcate, după ce le primește, nu beneficiază de niște servicii corecte care să le ajute să își trăiască viața mai departe, fie cu o reinserție socială precoce și să devină din nou productiv, fie să o încheie cu demnitate. Strategia încearcă să modifice lucrurile astea în bine.